Așa, și atunci am zis, ok, în această academie, chiar dacă acum ea se construiește, Focus Academy cu programul Terapeutul de lângă tine, vor fi colaborări și fiecare va aduce partea lui de știință, de pricepere, de cunoaștere, da, prin talentul pe care îl are, în această academie. Da? Sunt terapii, toate lucrurile pe care eu le-am învățat și pe care, cărora le-am pus și amprenta mea sau le-am combinat cu alte lucruri. Facem terapia resurselor interioare, care este un curs făcut de mine integral pe progresii rapide, regresii rapide, tot felul de lucruri pe care le-am coroborat, apropo de partea practică. Asta a fost o temere a mea, a existenței mele, să pun în practică ceva, pentru că nu am știut să pun. Nu a fost... N-am învățat să fac asta. Bine am regăsit la un nou episod al podcastului Excelent de Bine. Astăzi am invitată pe o prietenă foarte dragă și cu care mă cunosc de ceva timp, nici nu vreau să spun de câți ani, a cărei poveste mi se pare foarte interesantă și care tot a evoluat și a ajuns într-un punct care e foarte tentant, foarte interesant și despre care merită să aflăm mai multe. Dragilor, astăzi invitata mea este Anca Jugănaru, prietena și colega mea, și mulțumesc, Anca, pentru faptul că ai acceptat invitația mea. Eu îți mulțumesc, Raico, nici nu știi cât de multe emoții am pentru faptul că m-ai invitat aici, dar o să-mi treacă. Sigur îți treci. Imediat ce întorc această foaie. Așa. Ne-am cunoscut acum ceva timp. Așa. Da. Și am făcut, să zic așa, am făcut o călătorie împreună, pe de altă parte. Predăm și metoda Silva. Însă, la un moment dat, să zic așa, na, fiecare dintre noi caută și mai mult și mai mult și mai mult. Și ideea este, hai să o iau de la bun început, până să ne cunoaștem, erai cunoscută altfel. Erai cunoscută ca și profesoară de fizică. Da. Da? Deci, și, mă rog, ca și profesie, ești profesoară de fizică. Din câte am înțeles, erai destul de severă. Ai vorbit cu niște elevi. Așa. Dar nu severitate este cea care despre care vreau să vorbesc, ci ideea că e adevărat, predai și cursuri, dar e una este să predai la liceu unde predai și tu și alta este să pășești și cu o știință, da? Și alta este să pășești după aia și să îmbrățișezi o zonă diametral opusă, hai să-i spun așa, o zonă de dezvoltare personală, lucru care în principiu nu se predă nici la școli, nici nicăieri. Ne dorim să se ajungă să se predea la școli, tot avem în România tot felul de tentative. Însă, cum a fost această trecere și de ce a existat această trecere la tine? Asta e povestea vieții. Așa? E o provocare. Hai să-ți răspund la întrebarea de cât timp ne cunoaștem, cam o surpriză, dacă îmi dai voie. Dacă eu mi-am venit cu notițele după așa, mine. Cu notițele. Așa. Și primul meu curs Silva a avut loc acum 17 ani, pe data de 24-25 septembrie. Având în vedere că suntem în 28, zic bine, da? Suntem în 28 septembrie, orice minune durează 3 zile, la mine a durat 17 ani, ca și fi în a treia zi după curs.
Așa. După super, care, deci anul viitor facem majoratul. Facem majoratul, da. După care, la nici două săptămâni, te-am cunoscut pe tine, Raico, pentru că am făcut CB1, cum era atunci, da. Și apoi am făcut cu tine CB2. Și cu asta vreau să încep să-ți mulțumesc că... observ, da, că am notițele de atunci. Așa. Și întotdeauna păstrez notițele, am toate notițele, da? Întotdeauna păstrez notițele mentorilor și îți mulțumesc. Pentru asta îți mulțumesc, pentru că ai fost printre primii mei mentori și să știi că, uite, sunt și subliniate aici. Așa. Și de ce ți le-am adus? Astăzi mi-a picat fisa. Deși m-a invitat și am vorbit la telefon de acum, nu știu, o lună sau când am vorbit noi, astăzi m-am trezit și am zis, dar oare de ce ziua de astăzi? Și iată o confirmare a intuiției tale, bineînțeles, și a faptului că nu întâmplător ne aflăm aici. Da, nimic nu este întâmplător, dar asta învățăm cu timpul și cu experiență și cu deschidere. Și cu deschiderea necesară ca să accepți că nimic nu este întâmplător, că acele coincidențe îți sunt menite, doar că uneori nu o să afli de ce. Da. Dar eu pun această întrebare. De ce? De ce? Da, de ce ai pornit acest drum făcând cursul metodei Silva în 2005. Da. Însă atunci erai în continuare, erai Eram profesor de fizică, da. Și predai și o chestie, adică e o chestie care o făceai oricum cu plăcere și cu pasiune. Da. Și sper să îți spun lucruri pe care nu ți le-am spus niciodată. Așa. Oricum, cei care ne urmăresc, sigur, n-au auzit. Ce știu sigur este că la vârsta de 3 ani, mama m-a dat la grădiniță pentru că n-avea cu cine să mă lase. Și în familia noastră se spune că atunci când am venit de la grădiniță, am spus, eu vreau să mă fac educatoare. Așa. Apoi, când am fost la școală, am spus, eu vreau să mă fac învățătoare. După ce termin cu școala primară, bineînțeles, încep să vină profesorii și am spus clar mamei, eu sigur vreau să mă fac profesoară și cu chestia asta am rămas în cap. Da? Și e foarte important pentru familia noastră, pentru că există în familia noastră, la țară undeva, uitat așa, un șifonier pe care eu scriam ca pe o tablă cu cretă colorată. Furam cretă de la școală și pe urmă scriam. Aveam un catalog cusut de mine cu numele copiilor din bloc, că alții nu cunoșteam. Așa. Foarte interesant că, apropo de severitate, mulți ani după copiii mi-au pus porecla doamna 2, Doamna 2, pentru că se pare că aveam o notă preferată. Acum am mai uitat din lucruri. Adică chiar nu trebuie să păstrăm orice amintire. Și țin minte că nu dădeam note bune. Deci chiar atunci când aveam eu 7 ani, 8 ani, 10 ani, nu dădeam note bune. Nici atunci. Nu știu de unde programarea asta negativă, ca să zic așa. Așa, dar șifonierul acela există și la un moment dat părinții mei, cel puțin tata, da, s-a prins că e ceva în neregulă în casă între ora 12 și 3 jumate când suna sirena și veneau ei la acasă, pentru că ștergeam cu buretele cu care el făcea baie, îi plăcea să se săpunească și tot săpunindu-se așa, curgea roz și bleu și verde din... Că ce prinde cu... Exact. Exact, nu știam să-l stor foarte bine, oricum rămâneau culori. Și a zis, nevastă, la noi se întâmplă ceva. Copilul ăsta face ceva. Da, povestea e foarte frumoasă, pentru că, pe urmă, mama m-a altoit, pentru că și-a găsit sandalele cu toc, noi nouțe verzi, țin minte și acum, cu tocul rupt, pentru că trebuia să arăt ca o profesoară și atunci mă îmbrăcam cu tot arsenalul mamei. Am înțeles. Da? Și așa s-au prins ei că pasiunea mea este reală și că asta o să fac și m-au susținut întotdeauna și sunt foarte recunoscătoare. Nu mi-au spus niciodată că profesorii sunt săraci sau că profesorii n-au bani și că ar trebui să fac altceva. Nu știu de ce, chiar nu știu de ce, pentru că pe vremea noastră aceste programe erau foarte la ordinea zilei și de aceea erau mulți la medicină, de aceea erau mulți la domenii. Și, da, și ai ales și fizică, adică... Aici e altă poveste. Măcar, știi, vorba aia, puteai să alegi o altă materie unde meditațiile sunt mai căutate. Pe vremea aceea, meditațiile la fizică erau căutate, pentru că eram în
perioada în care Politehnica era foarte la modă, ca să zic așa, medicina și Politehnica, mai puțin economia și alte lucruri. La medicină se dădea fizică, dificilă, la Politehnică se dădea fizică, absolut obligatoriu, ceea ce mi se pare logic, pentru că fizica e natură și... Clar. Mi se pare ciudat și astăzi cum e posibil ca un medic să aibă opțional să învețe sau să nu învețe fizică, chimie, ceva de genul ăsta. Da. În sfârșit. Eram olimpică la română, la franceză și la biologie. Iar fizica a fost acea materie care pentru foarte multă lume, când aud de fizică, dăm un pas în spate, nu-mi spune, nu vreau să aud. Da, da, da. Da? Am avut și eu profesorii pe care i-am avut, nu contează. Însă am avut șansa să învăț cu cineva. Întotdeauna mi-a plăcut să învăț cu cineva și asta e o metodă de învățare foarte rapidă și benefică. Da. Dacă i-am învățat pe copii să învețe cu cineva, nu ei singuri, ci să fie doi sau trei care să învețe, atunci s-ar câștiga foarte mult timp. Ei, mie îmi plăcea să învăț cu un coleg și colegul acesta, care mi-a devenit și primul meu soț, ca să spun așa, aha, a făcut deci să-mi placă fizica. Și deși asta era clasa 11, 12, deci pe final, când trebuia deja să faci pregătirile, să-ți ai opțiunile, am uimit toți profesorii și am anunțat că eu dau la fizică. Da? Adică la materia slabă pentru mine. Da, la punctul meu slab, ca să zic așa. Cred că am făcut-o atunci. Cred că am făcut-o din orgoliu. Și faptul că eram așa bătăioasă și trebuia eu să demonstrez că se poate. Corect. Iar când am întâlnit metoda Silva, da, am înțeles de ce am făcut fizică. Abia atunci am înțeles de ce am făcut fizică. Și spun asta pentru că, ca orice, e ok dacă... Da. Da? Știi cum e, fiecare își adoră viața lui. Adică eu aș putea să vorbesc oricât despre viața mea, dar nu știu dacă avem suficient de mult timp. Vrem să te cunoaștem. Da, îți mulțumesc. Visul cu care am plecat, da, din facultate și, mă rog, din liceu, de atunci de când îți alegi o meserie practic, a fost că o să fiu un profesor de olimpici, un profesor de succes, un profesor sonor, un profesor. Da, da. Asta e visul oricăruia dintre profesori, zic eu, cu atât mai mult cu cât eram un elev conștiincios, aveam rezultate, deci capacități aveam. Nu am pornit pe mediocritate, din contră, am pornit să fiu în top. Ce s-a întâmplat? Foarte, foarte interesant este că viața nu mi-a dat nimic de genul acesta. Deși am luat toate examenele cu note mari, a fost în acea perioadă în care, de exemplu, în București, când m-am transferat în București, chiar și în Ploiești, da, nu se scoteau la concurs posturile bune. La concurs se scoteau ultimele posturi din județ sau din oraș sau din municipiu. Eu am luat concursurile cu note mari, dar școlile unde mergeam nu erau cele mai fericite. Cele mai... Adică, nu fericite, pe măsura așteptărilor. Acolo veneau copiii cu medii între 6 și 7, cea mai bună medie era 7, deci era o zonă mediocră. Și atunci, eu eram pregătită de olimpiadă, nivelul meu și de așteptare și de pregătire, iar ei erau mediu spre jos, adică veneau cu niște carențe foarte mari și în matematică și în fizică și pentru mine asta a fost un șoc. Vreo 3 ani de zile am trăit în frustrarea asta pentru că eu vreau mai mult, știam mai iar mult, puteam mai mult, iar ei erau mai n-aveau puțin. Nicio vină. Da. Iar ei nu aveau nicio vină. Și ca să fac povestea scurtă, să zic așa, cea mai mare provocare și de aici ne-am întâlnit noi, deci în momentul ăsta ne-am întâlnit când am ajuns la al doilea, cel mai slab liceu din București. Îmi place mie să-i zic așa. Ca să nu se știe care este. De ce spun asta? Pentru că acolo erau copii care veneau din familii foarte destrămate, nu sărace, nu erau sărace, erau traumatizate. Copiii erau din aceea, știi anunțurile acelea, în Ghencea, nu știu ce cartier, a murit nu știu cine. Cine? Păi este ăla dintre a 10-a F. Și ceva de genul ăsta. Deci cam mai era zona care venea la școală.
nu prea venea la școală în sensul ăsta, nu se punea problemă de carte și atunci pur și simplu a trebuit să mă duc în extrema cealaltă, cum scot eu de la nivel de 2, așa, omulețul ăla care, da, asta este, da, nu pot să-i cer, uh-huh, da, să-mi explice de ce a ajuns așa, corect, la nivel de 5, uh-huh, unde prin 5 înțelegem a trece, pentru că e mai important, da, să treci decât să fii excelent. Da. Dacă ești de 5, poți să fii de 6 și pe urmă poți să fii de 7 și nu mai e treaba mea. Corect. Și asta a fost o mare învățătură, uh-huh, a vieții mele, uh-huh, că dintr-o dată sensul meu a fost să iau acea non-valoare, să spunem, și să o transform în ceva valoros, uh-huh, la un minim, da, măcar la un minim, pentru el să se simtă bine. Pentru el. Pentru el să se simtă bine, pentru că profesorului e simplu să scrie o notă. Poate să nu fie reală. Mm-hmm. Corect. Chiar poate să nu fie reală. Care, da, da, puterea asta? Da, da, da. Dar pentru el, da? Și, mm-hmm, dacă primește un bine, un felicitări și așa mai, da, departe, atunci, aha, este cel mai important. Așa că de la excelență, așa cum imaginam, așa, am ajuns la un salvator. Un fel de, da, dar un fel un de salvator. Excelent. Da. Da, ești la excelent de bine. Da. Și ai văzut sau ai constatat schimbările și în comportamentul lor, în atitudine, prin ceea ce ai făcut tu, prin faptul că i-ai ajutat să se ridice? Da, păi a trebuit, cred că asta face orice profesor. Mă rog, orice profesor care își face meseria... Cu pasiune. Nu doar cu pasiune, cu accent și cu privirea ațintită către copil, adică cum, uh-huh, e el lui. Uh-huh. Eu mă modific pentru el, nu invers. Uh-huh. Dar asta e o înțelepciune. După niște zeci de ani, da, nu ne-au învățat în școală să, da, credem așa. Da, da, da. Da. Și am un exemplu care, uh-huh, pentru mine este extraordinar și, uh-huh, aș vrea să îl scriu într-o carte la un moment dat, o carte despre ce înseamnă să fii profesor, cu adevărat, mm, profesor care să-ți pese de elevi, mm-hmm, pentru că este cel mai mare grad pe care l-am luat eu în învățământ, mm-hmm, exemplul acesta. În învățământ, mm-hmm, se dau tot felul de examene, ca așa, da, peste tot. Mi-am luat examenele, e adevărat, însă gradul cel mai înalt l-am luat de la un elev. Așa. Cred că știi o parte din poveste, că, uh-huh, povesteam cu Dragan și cu tine, da, acum niște ani de zile, dar mi-e drag de fiecare dată să mi-aduc, uh-huh, aminte, pentru că este ultimul meu succes din învățământ. Și atunci, și atunci repet, uh-huh, ultimul succes. Aveam o clasă de seral de clasa 10-a, unde faptul că aveai catalog era cel mai confortabil lucru de pe pământ, pentru că nu știai, dacă, mm-hmm, n-ai catalogul în față, ce ți se poate întâmpla ca profesor. Era un scut acolo. Cristi mă suna înainte de oră și zicea să-mi spui când ai la 10-a, la clasa aceea de a 10-a, de multe ori, da, venea și mă lua de la școală și de multe ori vorbea cu copiii, mm-hmm, vorbeam foarte, mm-hmm, mult cu ei, pentru că în lumea aceea plină de ură și, da, de foarte multă suferință și de traume, copiii atacă foarte mult. Mm-hmm, da, chiar și la vârsta aceea. Păi da, este răspunsul firesc. Da, și atunci a fi un profesor clasic nu te ajută cu nimic, mm-hmm, pur și simplu trebuie să te schimbi. În momentul ăla aveam catalogul ca o platoșă. Așa. Da? Și persoana respectivă, un elev, care întâmplător era și băut și drogat, și avea și niște, nu știu cum se pronunță bine, nunciac sau, așa, nu știu dacă așa se pronunță, îmi cer scuze. Deci avea și niște instrumente cu care el se simțea în siguranță, așa, și protejat de ceilalți. Așa. Așa. Fiecare avea câte o protecție, eu catalogul. Așa. A intrat în clasă, nu mă așteptam pentru că venea foarte rar, da, și chiar mă gândeam, mă, ar trebui să nu dau ochii cu ăsta, nu de altceva, dar nu era niciodată safe. Uh-huh. Adică, ca și nivel de, da, de poveste reală, uh-huh, bodyguardul stătea la ușă. Uh-huh. La acea clasă erau atât de multe cazuri încât bodyguardul stătea la ușă să intervină dacă era cazul. Uh-huh. Și între ei și pentru siguranța, da, profesorului și așa mai departe. Ce bine că nu dau numele școlii. Dar există astfel de situații. Trecut. Da, dar mai, așa, există și cazuri de genul ăsta. Bun, în sfârșit,
A început să facă atmosferă, nu m-am simțit confortabil, mi-am pus catalogul în față și începea să se apropie din spatele clasei către mine, către catedră, mai dădea câte o persoană la o parte, mai se așeza, ea mai vedea mai în față, era clar că aștepta ceva. Și atunci mi-am pus catalogul așa și le-am povestit despre José Silva. Mm-hmm. Mi se face pielea de găină acum când îmi aduc aminte. Pentru că nu am știut ce să spun. Mm-hmm. Ceva așa deosebit, ceva ieșit din comun, ce să-l scoată din lumea lui și să ne ducă pe toți în altă lume. Pentru că, de fapt, asta ne trebuia o altă dimensiune a lucrurilor. Și i-am povestit despre José Silva, despre cum s-a purtat el cu copiii, cum i-a considerat pe toți genial și cum nu s-a mulțumit cu faptul că unii erau de 2. Așa. Și alții erau de 10 și așa mai departe. Și a ajuns în prima bancă, da, și stătea și se uita la mine și la final, după ce am povestit-o cu frecvențele, cu fizică, de aceea e importantă fizică, adică am făcut și legătură cu ora ca să nu... Corect. Da, ca să nu fie că doar ai povestit o poveste. Și s-a uitat așa la mine, punându-și mâinile așa și întins peste catedră, adică aproape de mine, așa, și a zis: Doamnă, dumneavoastră chiar sunteți deșteaptă. Ce notă să-mi dea mie un inspector? Corect. Ce notă ar fi putut să-mi dea mie un inspector atunci? Corect. Da. Corect. Și asta este o amintire dragă. Ai destul de multe amintiri. Dar uite cum viața te-a pregătit, de fapt, să predai tot timpul. Da. Doar că ai schimbat școala, hai să-i spun așa. Da. Adică de la învățământul tradițional te-ai dus să predai, sau ai venit să predai metoda Silva, după care ai parcurs, ai mers, ca și mine, să zic așa, avem această foame, sete de cunoaștere și de a descoperi alte lucruri și de a ajuta pe ceilalți. Da. Și asta este unul din motivele pentru care fac acest podcast, pentru că vreau să dau înapoi comunității și societății informația și de la fiecare știi să extrapolez câte o rețetă de bine. Eu zic de excelent de bine. Dacă le adunăm pe toate, începem să facem excelent. Și dacă ne ținem mintea deschisă și pas cu pas a început să-ți creezi tu școala ta. Hai să-i spun așa, școala ta din toate experiențele acumulate din lucru cu oameni și cu elevi și școala ta care se numește terapeutul de lângă tine. Terapeutul de lângă tine, de lângă tine. Îmi place, mi-a plăcut întotdeauna cum sună acest lucru și vreau să ne povestești despre acest lucru. Adică știm unde ai început, ești instructor Silva, predai Silva împreună cu Cristi. Am trecut și prin cursuri și de hipnoză și de regresii și practicăm și asta, dar după aia ai început să dezvolți, ai simțit nevoia să dezvolți chestia asta. Cine este terapeutul de lângă tine? Ce este terapeutul de lângă tine? Terapeutul de lângă mine, ca toate lucrurile din viața mea, pot să spun toate, este un proiect care a venit în urma unei regresii. Dacă nu era regresie, era paharul cu apă, pentru că toată viața noastră este așezată sub forma acestor tehnici. Da? Chiar mă așteptam pe ăsta să scrie, asta e tot ce a trebuit să fac. Exact, exact. Dar nu e. Dar nu e, da. Așa. Da, am făcut mai multe cursuri și unele le-am făcut împreună. Ce vreau să spun despre aceste cursuri este că îi sunt recunoscătoare lui Silva făcând aceste cursuri, pentru că încă o dată în viața mea, așa cum am și predat bazele, pentru că nu aș fi putut să mă înțeleg cu acei copii dacă mă duceam la vârf, ci doar dacă eu înțelegeam bazele și învățam pe ei bazele și cu atât, atât m-am oprit. Da. N-am vrut mai mult, că nu se putea mai mult. Da. În metoda Silva, iarăși am învățat bazele, dar pentru că am învățat bazele, mi-a fost atât de simplu să înțeleg toate celelalte lucruri pe care le-am făcut. Și asta a fost siguranța mea că aș putea să fiu un terapeut. De aici am pornit. De exemplu, mă întâlneam la cursuri cu tot felul de terapeuți, colegi de-ai noștri, da? Care se plângeau că
au o durere de cap și nu știu să, ce să facă cu ea, că nu pot să găsească o bonă la copil, că nu știu ce să se mai facă cu copilul ăla. Și stăteam și mă gândeam, zic, dar ce se întâmplă cu lumea asta? Adică lumea asta a dezvoltării personale, a antrenamentului mental, nu știe bazele? Atunci cum de eu știu bazele și dacă tot le știu, ce aș putea să fac? Și a venit în primul rând din a suplini partea aceasta de baze, pentru că eu cred că orice om care stăpânește bazele, apoi poate să facă cu un pic de talent orice. Da, ideea este că de foarte multe ori adulții ajung spre cursuri, dar copiii sunt trimiși sau duși și atunci adulții ajung ei cumva. Da. Și atunci dacă este un curs despre baze, intervine raționalul. Da. Și spune ce fac din nou școala elementară, din nou școala primară, eu sunt mai șmecher, mai deștept. Intervine raționalul care te duce spre zona unor cursuri, avansate, dar ca să înțelegi realitatea lor, e foarte dificil. Da. Foarte dificil. Și asta este motivul pentru care iubesc metoda Silva, predau și alte lucruri, bineînțeles, pentru că este extrem de simplă și pentru că este pentru oricine, de la copil la adult, și care îți dă într-adevăr bazele, așa că așa cum învățăm la școală să scriem litera A, B și așa mai departe în primele clase, așa și în dezvoltarea noastră personală, avem nevoie de baze. Corect. Și eu fac această paralelă. Una este să te duci direct în clasa 8-a și să n-ai bazele, să nu știi cu ce se scrie, și este într-adevăr un provocator și un efort uriaș ca să ții pasul cu ceilalți câțiva care au făcut și întâia și a doua și așa mai departe. Da, mie mi-a dat o siguranță. Eu m-am simțit sigură pe mine și apoi, înțelegând mai multe viziuni ale sănătății, m-a atras foarte mult partea de sănătate. Sănătate fizică, dar sănătatea, așa cum știm, nu e doar fizică, e ultimul bastion, ca să zicem așa. Exact. Se manifestă acolo. Spunem sănătate din toate punctele de vedere. Mi-a fost ușor să înțeleg legăturile dintre științele acestea, ca să zic așa. Un alt semn frumos pe care l-am primit a fost într-o regresie în viața dintre vieți, când mi s-a spus într-un mod simbolic care este misiunea mea, dar am decodificat-o foarte clar prin ceea ce fac, și anume mă pricep să fac legătura între cer și pământ, între stânga și dreapta, între material și spiritual, între obiectiv și subiectiv. Și am zis chiar așa. Oamenii vin și îmi spun, îmi place că explici clar pe limba noastră, înțelegem și partea științifică și partea asta. Și atunci, cumva, fizica a rămas ca și fundament. Iată de ce spiritualitatea e așa cum e. Da? Știi cum e? Până la urmă, acum facem o paranteză, pentru că tot ai pomenit de chestia asta. Știința este spirituală. Știi? Noi o vedem doar prin cifre și avem impresia că ele sunt exacte, dar e o carte care mie mi se pare foarte interesantă, nu este chiar așa de ușoară, dar este Tao Fizica lui Fritz Capra. Tao Fizica, unde de fapt el explică că fizica de astăzi, și asta carte este scrisă cu vreo 30 de ani deja, unde explică cum de fapt știința de astăzi începe să explice ceea ce știm noi din punct de vedere filozofic sau ceea ce filozofau oamenii. Exact. Atunci asta știința vine și susține că acea chestie de filozofie, așa că o fi, n-o fi, este cu adevărat. Da. Așa se predă. Așa se predă. Dacă ar fi să am o nostalgie vis-a-vis de perioada de predare, să zic așa, mie mi-a plăcut foarte mult să predau la liceu. M-aș întoarce să predau la clasa a 12-a, fizica cuantică altfel. Adică așa cum o înțeleg acum, nu așa cum e în carte. Cum era în carte. Dar nici pe noi nu ne-a învățat cineva că există altceva în spate sau că și... Pentru că, așa cum știm, se învață lucruri vechi la școală. Da, continuând ideea, la un moment dat, înțelegând, să spunem așa, aceste legături, am făcut o regresie. Mi-am compus o singură, și scopul a fost să văd
ce anume din calitățile mele, din talentul meu, din așa, ce punctele mele tari ar trebui să pun în valoare în următorii ani ca să-mi împlinesc misiunea. Mm-hmm. Scopul era să văd cum pot să, ca în holoviziune, dă-mi un pont, dă-mi ceva, mm-hmm, ca să merg mai repede, exact, mai exact, bine și mai repede. Da? Și acolo răspunsul a fost foarte interesant, pentru că nu l-am înțeles, dar ca dovadă că subconștientul știe ce este de făcut mai bine așa decât noi, am primit răspunsul că împreună ne vindecăm mai ușor. Acum, că împreună învățăm mai ușor, știam. Că împreună obținem mai ușor lucru, știam. Că împreună ajungem mai repede la un rezultat, da, și știam. Și suntem mai puternici. Și suntem mai puternici. Dar că ne vindecăm împreună, asta pentru mine nu a avut un sens imediat. Mi-am făcut notițele și asta era în de Crăciunul anului 2019 spre 2020. A venit pandemia. Cred că eu am chemat-o. Da. Ca cred că mulți cred că chemat-o, mulți am chemat-o, da, așa. Și pur și simplu am trecut în zona aceea de online, a trebuit să ne reinventăm cu toții, da, și noi la Metoda Silva, da, am avut tot, da, provocări, exact, pentru că spuneau cursanții noștri, dar haide să facem online, nu, nu se poate. Haide să facem online, da, nu se poate fără interacțiune și mai departe. Și m-am trezit pur și simplu că vreau să predau ceva la liber, cum este hipnoza, da, pentru a înțelege mai mult subconștientul, stările extinse de conștiință, anumite persoane erau mai pregătite, erau, a fost o emulație, a fost o idee care n-am știut de unde vine, nu știu ce o să iasă, a ieșit. După cursul acesta, da, după bazele, fundamentele hipnozei, care, să spunem așa, pentru noi ca și specialiști în domeniul ăsta ne-a adus un 20-30%, da, să zicem, știință în plus, că noi oricum o dețineam, am început să văd oare ce ar trebui omului mai departe dacă ar vrea să meargă pe terapii. Nu denumisem programul, terapeutul de lângă tine, încă nu-l denumisem. Pur și simplu o idee și atunci au început să vină celelalte idei. Și la al doilea curs, da, când mi-era clar că va fi terapeutul de lângă tine, un program în care oameni care sunt pregătiți cu bazele în a cunoaște mintea, antrenamentul minții, controlul stresului, programabilitatea minții, adică lucrul ăsta cu mintea, oameni care îl dețin și absolventul Silva îl deține, mai ales și el practicant. Clar. José Silva ne-a făcut să fim terapeuți. Am așa ajuns să cred. Da, proprii, da? Terapeuți. La propriu, și... da. Da, da. Așa. Zic, ce ar putea mai departe să facă? Cum ar putea să ajute oamenii? Care oameni de lângă el? Într-un mod plăcut, într-un mod firesc, adică terapeutul de lângă tine, nu dintr-un cabinet musai unde se stă la coadă și acolo e un numele unei somități. Nu în sensul ăsta. Da, da. Pentru că nu da, nu am dreptul ăsta, ca să zic așa. Da? Și ușor, ușor s-a conturat acest program din mers. La un moment dat, pe la mijlocul anului întâi, pentru că sunt 2 ani, 2 ani plus, da, da, 2 ani plus, da, pe la mijlocul anului întâi, mi-am dat seama că este foarte valoroasă partea de resurse de subconștient și este foarte bine să trecem în partea de regresii și predau regresii. Și regresii rapide și regresii clasice, așa cum știm. Îmi plac terapiile rapide, există un curs de terapii rapide. M-am format cu Marisa Pir și acolo e altă dinamică a lucrurilor. Da. Așa. Mă rog, am tot acumulat. Scopul a fost să ajung ca să mă apropii foarte mult de sănătate prin boală, ca să zic așa, sau de boală prin sănătate, nici nu știu. Așa. Da. Și îmbrățișez foarte mult biologia totală a lui Claude Sabah, Recall Healing și tot ce înseamnă de programare mentală biologică primară, un domeniu fascinant pe care l-am descoperit acum vreo 3 ani și în care mă formez, dar nu vreau eu neapărat să fiu cel care. Da. Avem colaborări cu cei care predau în acest domeniu, cu facilitatori, cu cei care au dreptul să predea și acesta va fi anul 3 în care vom extinde cunoașterea sau vom extinde programele terapeutului de lângă tine
la domeniul acesta strict pe sănătate. Sănătatea corpului, sănătatea emoțiilor, sănătatea minții, aici da, nu este 100% așa cum spun acum. Da, asta e partea frumoasă. Până la urmă. Și pentru cine este chestia asta? Pentru oricine se simte, că vrea să ajute oamenii, vrea să-i ajute pe ceilalți. Că o alternativă la medicină, pentru că noi nu suntem medici și în program sunt foarte mulți medici și asta pe mine mă onorează, pentru că partea de subconștient, mă rog, conștient, subconștient, supraconștient, toate, da? Asta nu se învață la medicină și atunci se învață în aceste terapii alternative. Medicii vin ca să-și ia această extra cunoaștere. Înțelegere, cunoaștere și cred și simt că acesta este un mare beneficiu pe care programul aduce lumii în general, să vină medicul cu cunoașterea lui, că oricum nu e nimeni, cei 6 ani sau 12 ani sau exact. De cunoaștere și de experiență și să adaugi în relația cu pacientul sau mă rog, cu cel care vine la tine și altceva, să te apleci către el, să știi că mintea lui funcționează într-un fel și mintea poate să susțină boala sau să dizolve boala într-o clipă, asta mi se pare foarte valoros, adică simt că asta mă conduce. Și acum, terapeutul de lângă tine, ca și, okay, ca și denumire, deci a venit pe parcurs, scopul este ca tu până la urmă să-ți însușești niște tehnici de vindecare terapeutice, niște terapii, sau pe de altă parte există și partea cealaltă unde dacă ai o problemă vii acolo și se întâmplă ceva. Primul și în primul rând așa cum știm că și noi am parcurs tot felul de terapii, marele beneficiu e al nostru. Pentru că noi mergem cu problema acolo, învățăm terapia și o aplicăm și ne vindecăm și asta e wow. Chiar și pentru asta merită toți banii. Pentru orice om pe lumea asta care face orice terapie, că e Theta Healing, că este metoda Silva, că e nu contează ce. Pe de o parte. Pe de altă parte, un bonus este să fii, să vrei și să fii pregătit să faci lucrurile corect pentru alții care vin la tine. Asta mi se pare bonusul. Partea cea mai valoroasă mi se pare faptul că noi ne vindecăm pe noi, pentru că oricum nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Și acum, că ai spus că ți-a venit informația asta că împreună. Împreună. Învățăm împreună, facem multe lucruri împreună. Așa este, pentru că pe de altă parte suntem și niște ființe sociale și sociabile. Ce înseamnă împreună? Da, ce înseamnă împreună în acest program. Da. Ce înseamnă împreună? Avem în metoda Silva un exercițiu la SIS, de aflarea scopului. Și acolo, de fiecare dată, mi-aduc aminte că prima dată mi-a apărut în tabăra pe care ai făcut-o tu, prima tabără, cu cadourile. A fost cadourile, un exercițiu la final cu cadourile. Și acolo, cadou care m-a surprins, a fost un buchet de flori de soare. Restul erau obișnuite, ca să zic așa, adică o verighetă. Așa. Am știut de ce. Așa, cartea, ok, deci întotdeauna am învățat, deci nu-i problemă. Da, florile de soare, asta n-am înțeles. Am ținut minte că îmi notez toate exercițiile, așa. Și apoi, la scopul vieții, în repetate rânduri, îmi apăreau imagini variate, dar aceeași variațiuni pe aceeași temă. Da? Eu eram undeva în centru, o floare imensă de soare și în jurul meu erau alte flori de soare. 10 la număr, care coincide și cu un număr din viața dintre vieți. 10 flori de soare și încetul cu încetul am legat toate aceste informații împreună. Terapeutul de lângă tine are ca și simbol floarea soarelui,
Mm-hmm. Bunica mea în laborator mm-hmm. vine dintr-un lan de floarea soarelui, știam că are o legătură, dar nu era motamo. Mm-hmm. Apropo de discuția de adineauri, mie vreau să mi se spună. Așa, da. Clar să vină răspunsul. Da. Bunica reprezintă pentru mine partea intuitivă, pentru că ori de câte ori intru în laborator să întreb ceva, da. Ea îmi spune. Eu deja direct mă duc la ea. Partea feminină, da. Așa, și partea masculină ce îți spune? Partea masculină, cred că încă domin partea masculină, pentru că mereu îmi spune, trebuie să te miști, trebuie să faci mai multă mișcare, trebuie să nu știu ce. Mă rog, are diferite moduri de a-mi spune și îi rezist. Adevărul e că îi rezist. Da. Deci probabil că nu e suficient de puternică. Da. Așa, ca să mai glumim. Mm-hmm. Și pentru că am învățat foarte mult, chiar am învățat mult și mi-e drag de mine să observ că învăț repede mult și repet tocmai pentru că înțeleg bazele. Mm-hmm. Adică am terminat, nu știu, în 2 ani de zile cred că am terminat 10 cursuri cu examene cu tot. Mm-hmm. Cu atâta ușurință cu care n-am avut pe care n-am avut-o niciodată în învățare, tocmai pentru că, și aici e o altă pasiune a mea vis-a-vis de învățare, cu cât înaintezi în vârstă, nu înveți mai greu, înveți mai ușor. Dar programul din subconștient spune că este din ce în ce mai nasol. Dacă te lasă, ne lasă memoria, te lasă mai șalele. Place, ce să mai facem acum la vârsta asta, la ce ne mai folosește? Dacă experiența din spate ne asigură să facem direct legăturile, nu mai e nevoie să o iei ca la școală, exact. Lecție cu lecție. Mm-hmm. Foarte interesant domeniul ăsta. Și atunci mi-am dat seama că nu pot eu să fac tot, nici nu e cazul să fac eu tot. Da, eu sunt instructor Silva, eu mă pricep la hipnoză foarte bine, ador hipnoza, mi se pare și un instrument. Și regresiile îmi plac foarte mult. De fapt, îmi place orice instrument cu care eu rezonez până la urmă și care pe care îl aplic și văd rezultatele cu oameni. Da. Știi? Și atunci... Da. Da. Cine știe, poate o să descoperim și alte instrumente, dar astea două mi se par foarte frumoase. Da. Și dacă terapeutul are în portofoliul lui mai multe instrumente, se poate adapta. Clar. Pentru că unii nu rezonează cu regresiile, alții nu rezonează cu hipnoza, alții nu rezonează cu meditațiile. Dar până la urmă vor să intre într-o stare. Da, dar rezonează, nu știu, cu plante sau cu bioenergie și așa mai departe. Exact. Uh-huh. Așa, și atunci am zis, ok, în această academie, chiar dacă acum ea se construiește, Focus Academy cu programul terapeutul de lângă tine, vor fi colaborări și fiecare va aduce partea lui de știință, de pricepere, de cunoaștere, da, prin talentul pe care îl are. Corect. În această academie. Da? Mi-a plăcut și îmi place foarte mult ce a reușit să creeze Vision. Pur și simplu, academia asta uriașă pe care, sau platforma asta de educație, și la un moment dat chiar am spus unor prieteni care, și ei absolvenți cu care vreau să deschidem un business, oare de ce în România nu se poate face așa ceva? Trebuie neapărat să ne uităm, nu cu aroganță, pur și simplu logic, trebuie neapărat să ne uităm numai în afară, la guru, la trainer, la coach, la... Ok, învățăm de la ei, dar în România sunt oameni foarte bine, foarte bine clădiți și formați. De ce n-ar putea niște români da, să se impună pe piața asta, să vorbească practic cu limba, în limba tuturor oamenilor? Celor de pe piață, clar. Da, și a copiilor, și a studenților, și a oricărei persoane. Da. Da. Cam aici sunt ideile mele. Și 10 înseamnă 10 astfel de cursuri diferite sau 10 colaboratori sau 10. Nu-mi bat capul că... Sau 10 să nu fie, ca să nu fie 2. 10 ca să nu fie 2. Totuși să ajungi la nivel de da, sus. Da, nu m-am gândit. Ai zis că au și examene, adică le dai și note? Da, normal. Păi am și o deformație. Ai și o deformație. Am o nostalgie că nu mai predau. Așa, și atunci, și nu mai pun note. Și atunci ai examene și le dai și note. Da, e firesc. E firesc. Nimeni n-ar vrea să nu dea. Eu așa mă gândesc. Că după ce termin ceva de învățat, eu vreau să închid totul și să zic ia să văd ce am învățat. La ce nivel sunt acum? Corect.
și de fiecare dată să văd la ce nivel sunt acum. Adică, na, da. Nu. Mie de aia îmi place, încă unul din motivele pentru care mi-a plăcut foarte mult metoda Silva și îmi place și de aia o și predau, este că există acest sistem de învățământ dual. Mie îmi place să știi să spun chestia asta, pentru că se predă informațiile pe care le dăm, le oferim odată în beta, în stare de veghe, de trezie, după care intrăm în starea relaxată, uh-huh, unde producem frecvențele joase și acolo dăm din nou informația. Și țin minte eu când am terminat cursul în 90, așa, da, 4 zile de curs, 12 ore pe zi, erau minim 12 ore pe zi, de la 9 dimineața până la 9, câteodată se termina și 10, era un volum uriaș de informații. Și adică acel Silva Immersion? Era două weekenduri, două weekenduri succesive. Atunci, ceea ce mi s-a părut foarte interesant este, în primul rând, că mi-au trebuit 6 luni ca să mă duc la curs, pentru că eram student și eram sătul de cursuri. Și oricât de mult mi s-ar fi explicat că e un curs altfel, te relaxezi, aproape că și dormi, știi, nu se aprinde beculețul. Și atunci, după 6 luni de zile, mi-am făcut, pot să spun că mi-am făcut curaj, de fapt, și am zis, bă, hai, ce o fi. Am reușit să conving o singură prietenă să meargă cu mine. Dacă până atunci toți erau cu mintea deschisă, deodată s-au închis mințile. Nimeni nu mai vrea să meargă cu tine. Și am zis, măcar să fim doi nebuni, să nu fiu eu unul singur. Însă, la finalul celei de-a patra zi, mă rog, de fapt luni dimineață, ca să fiu mai corect, am zis, hai să trec în revista ce am învățat eu. Și nu venea să cred cât de multe am ținut minte, pentru că mi-au fost predate, și așa cum predăm și noi, știi, în aceste două moduri. Și am zis, wow, dacă s-ar preda în acest sistem dual, cum ar trebui, și orice altceva, cred că am avea niște performanțe mult mai mari și mult mai accelerate și o evoluție mult mai accelerată. Depinde de nivel. Eu cred că creierul copiilor funcționează bine așa cum se predă acum. Nu neapărat în ritmul și nu neapărat cantitatea de informații și informațiile în sine. Dar la început asimilăm puțin câte puțin și avem nevoie să recapitulăm și pe urmă să fixăm. Cred că felul acesta de a învăța, învățarea asta accelerată și luată din toate punctele de vedere și revenită asupra ei ca un survol așa, cred că asta se potrivește după 16 ani sau 16-18 ani, cam ceva de genul ăsta. Apropo de cum am ajuns la curs, probabil că n-aș fi ajuns la curs dacă nu era Cristi. Deci mi-a luat cineva mințile ca să ajung la curs. Așa. Nu m-am convins. Pur și simplu, cred că nu m-am gândit. Așa. Ceea ce e bine, câteodată e bine, știi? Da, pentru că el a zis că merge la curs și atunci am zis că merg și eu la curs și a fost... Dar el a fost înaintea ta, dacă... Da, este absolvent din 2000 da, și era 2005 septembrie, 24-25 da. Septembrie. El a fost așa premergătorul. Da, premergătorul. Da. Dar în viața amândurora, în egală măsură, în viața, nu în viața, viața amândurora. Așa. Depinde, e formată și este influențată definitiv de întâlnirea cu metoda Silva și cu tine și cu Sorin, așa că asta nu se poate califica. José nu mai era atunci. Nu mai era, dar îl pomenim tot timpul. Dar îl pomenim. Da, da. A făcut o chestie genială până la urmă și ceea ce mie îmi place, de fapt, este că a descoperit niște mecanisme naturale. Despre asta este vorba și e o metodă care nu se va învechi niciodată, da, pentru că, acum să fim sinceri, dragilor, mintea umană nu s-a modificat mare lucru de mii de ani, adică suntem la fel ca și acum 5.000 de ani în principiu, doar tehnologia s-a modificat, a evoluat, în restul, din punct de vedere al bazelor, funcționăm la fel. Nu știu dacă asta înseamnă evoluție sau nu, dar oricum suntem la fel ca cu mii de ani. Devenim mai conștienți,
abordăm și, și avem această deschidere. Da. Și mă bucură că lumea vine și la terapeutul de lângă tine. Da. Și eu sunt... n-am nicio... Care este motivul pentru care vin oameni la acest program al tău? Cred că, în primul rând, cred, adică am tot vorbit cu ei, categoric, vine din ce îmi spun. Ce spun ei. Sunt fascinați de domeniu. De domeniu minții. De faptul că nu se cunoaște acest domeniu. Chiar dacă noi credem, noi suntem în branșă, ne întâlnim unii cu alții și ni se pare că, și vorbim numai despre asta și ni se pare că toată lumea știe în afară. Da, dar suprafața de-abia este zgâriată. Exact. Adică, inclusiv și despre creier, încă de-abia începem să aflăm ce e cu el. Da. Și pentru că e foarte, foarte valoros, nici nu știu cum să explic mai bine, nu e valoros, este primar, fundamental și exclusiv cum îți funcționează mintea și dacă ți-o cunoști, pentru că asta este egal cu orice faci tu în viață. Pornind de la coadă, dacă ce fac în viață nu-mi convine, știu unde să mă întorc. Da. Dar acolo dau peste un domeniu în care nu am instrumente în mod obișnuit, nici din familie, nici din școală, de niciunde. Exact. Și atunci când ei află că de fapt noi le dăm niște instrumente ca ei să se descurce fără noi toată viața și să le predea mai departe și copiilor. Deci, pur și simplu, mie mi se pare descoperire, așa cum știi, s-a părut și lui Silva. Descoperirea secolului, pur și simplu. Valoarea, cea mai mare valoare a umanității în momentul acesta. Pentru că fără să exagerăm și fără să vorbim doar vorbe așa frumoase, fizic vorbind, tot ceea ce noi facem influențează orice. Fizic, deci e științific, nu e, nu-i pasă naturii dacă credem sau exact, nu. Exact, exact. E doar dacă știi o lecție de fizică sau nu, asta e tot. Atât. Ai fost sau n-ai fost. Și apoi poți să faci mai bine și să transformi, așa cum spunea José Silva, această planetă într-un rai. Și dacă este așa, atunci viața este frumoasă și pentru cei cărora li se pare că nu este frumoasă. Nu doar pentru noi care am descoperit cum să o facem frumoasă, să zic așa. Și programul include lucru în echipă, muncă în echipă? Da. Deci, de exemplu, noi am constatat cu foarte mare bucurie. Noi, de exemplu, la metoda Silva nu aplicăm principiile acelea, dar pentru mine a fost determinant să citesc în cărțile lui Silva că el lucra pe cazuri de vindecare câte trei. Terapeut, client, observator. Din motive pe care le știm, n-am creat grupe de trei sau noi la cursuri nu creăm grupe de trei. Se lungește foarte. Exact, exact. Dar asta pentru mine a fost foarte important, că înseamnă că lucra cu vindecători reali într-un fel foarte profesionist, ca să zic așa, profesionist. Da? Și atunci se lucrează așa cum se lucrează, da, în perechi, se lucrează individual acasă, se citește înainte, se dă un examen înainte, adică se verifică materia dinainte, pentru că eu vreau să-mi fie simplu și mie. Și profesorul e simplu dacă elevul mai pune mâna și mai învață și el. Deci e un curs serios, știi? Da, nu sunt cursuri în adevăratul sens al cuvântului, sunt workshop-uri sau sunt mai degrabă, sunt terapii. Sunt terapii, toate lucrurile pe care eu le-am învățat și pe care, cărora le-am pus și amprenta mea sau le-am combinat cu alte lucruri. Facem terapia resurselor interioare, care este un curs făcut de mine integral pe progresii rapide, regresii rapide, tot felul de, de lucruri pe care le-am coroborat. Și așa cum am, așa cum, ca și expresie a experienței mele de 17 ani de instructor și de terapeut, mi-am pus amprenta acolo și am creat niște programe. Unele sunt originale, cum e acesta, altele sunt de inspirație, cum e terapia părților, cum este curățarea energetică. Adică sunt multe lucruri pe care le găsim pe piață, am pus amprenta mea și toate adaugă câte ceva. Și le-a adaptat la... Le-am adaptat la... cerințele și nevoile actuale ale grupului. Da. Tot anul 2 învățăm despre regresii și practicăm regresii, exact ce am învățat din experiență, facem aici.
uneori puțin mai diferite, alteori mai mergând pe modul clasic. Și cu ce frecvență sunt aceste curs? La 2-3 luni de zile este un curs. Sunt 5 cursuri pe an și întotdeauna al cincilea curs este workshop-ul de practică, unde este absolut minunat, că se întâlnesc toți terapeuții și practică între ei și schimbă experiențele între ei și își povestesc cazurile, dar e practică. Da? Eu n-am avut șansa de practică la școală și am suferit pe tema asta. Da? Am învățat la un liceu excepțional, mate, fizică, totul era teorie, totul era de olimpiadă, trebuia doar să rezolvi bine din culegere. Da? Deci dacă te ducea mintea și făceai multe probleme și aveai un pic sclipire și talent, da? Nu exista practică și am suferit pe tema asta, pentru că unele lucruri nu le înțelegeam. Când ieși în practică, ai nevoie să manevrezi ceva. Și nu știi cum să o faci, că te-a ținut numai cu pixul în mână, ca să zic așa. Exact, așa este. De aceea, asta a fost o provocare pentru mine când m-am dus la școală. E fix exact chestia aia, știi, termin școala și ce știi să faci? Păi mai nimic. Da, ce vorbeam zilele trecute. Da, exact. Și atunci e cu totul altceva. E cu totul ai altceva. Partea practică, deja știi cu ce se mai... Și de-aia îmi plac cursurile practice. Da. Știi, unde odată ai și interacțiune, care mie mi se pare foarte importantă și relevantă între participanți, se numește networking acum. Intenționat. Există și această transmisie a energiei, știi, pentru că în momentul în care toți vin cu acel scop, știi, de a terapiza, hai să-i spun așa, și pe ei și fie pe alții și atunci îți faci ție terapia, clar, obligatoriu, fie ție și atunci oricum se răsfrânge, între ghilimele spus, se răsfrânge asupra altora. Da. Este unul dintre proiecte, apropo de partea practică. Asta a fost o temere a mea, a existenței mele, să pun în practică ceva, pentru că nu am știut să pun. Nu a fost... N-am învățat să fac asta. Și cine m-a ajutat foarte mult în domeniul ăsta, pentru că el este la polul opus, ca să zic așa, Cristi învață ceva și primul lucru, primul om pe care îl prinde, el aplică ce a citit. Da. Exact așa. Și pentru că am avut acest exemplu permanent, am început să-mi dau drumul. Pur și simplu, am văzut că nu mi se întâmplă nimic. Și dacă greșesc, și dacă zic o prostie... Și dacă nu e cum credeam și așa mai departe. E o lecție foarte importantă a vieții mele, pentru că ține de nivelul ăla de curaj. Că la un moment dat în viață ai nevoie de curaj și dacă nu ajungi acolo să faci lucrurile cu curaj, stai... Da, sunt multe provocări. Sunt mai multe provocări decât beneficii. Da, dar treci prin ele. Da. Adică treci prin ele cu succes până la urmă, într-un final. Da. Și cât o să dureze, sau cât ți-ai planificat să dureze acest program? Sau îl reiei anual? Deci s-au terminat primii 2 ani. Avem planuri pentru anul 2. În anul 2 medicii din program pregătesc un curs de anatomie. Pentru că este necesar, ca să trecem în zona de sănătate fizică, e necesar să avem o bază, să avem pretenția că ne substituim medicilor sau mai știu ce. Da? La design industrial se face anatomia, se face ergonomia după aia. Dacă nu știi corpul uman, și în artă, la sculptură, trebuie să faci anatomie, pentru că... Adică nu este exclusiv medical. Păi eu întreb pe Ana despre oase. Exact. Nu este o chestie exclusiv al medicilor, ci este a ființelor umane. Așa că... Da, și ideea este să integrăm principii din noua medicină germanică și din biologia totală, ceea ce spuneam, care este o știință foarte necunoscută. Probabil că mulți de aici o să spună cu semnul întrebării în comentarii. Pentru că sunt discuții diferite pe tema asta, dar... Știi cum e? Orice noutate, și metoda Silva era discutabilă. Acum, dacă este să vorbim, José Silva
a vrut toată cercetarea lui și rezultatele, respectiv metodologia acestui curs, a vrut să o facă cadou. Da. Guvernului american. Atunci, unul din specialiști în paranormal, între ghilimele spus, era doctorul Rain, care căruia José Silva i-a trimis și scrisoare și lucrările, fiindcă José Silva a reușit prin metodologia cursului, da, să creeze din oameni clarvăzători. Da? Să aibă această capacitate paranormală, ceea ce descoperim la curs, de fapt, că să și-o antreneze, că o avem cu toți. Nu nimic paranormal, totul este natural, natural, ci trebuie doar să dai voie să apară. Și a fost refuzat. Da? Adică s-a spus, doctorul Rain a considerat că totuși nu este suficient și e dificil să crezi că se poate așa ceva. Da. Adică vine un electronist din Laredo, da, cu 10 copii și zice gata, am descoperit și lucrurile se schimbă. Bașca despre frecvențele creierului, bașca despre faptul că se considera și atunci pe urmele cu Silva și undeva și prin anii 70-80 marea majoritate susținea că nu poți funcționa conștient în frecvențele joase, în alfa. Corect. Alfa și teta. Și în teta, da. Da? Iată că acum, de exemplu, se descoperă cu tot ceea ce face Joe Dispenza cu cercetările, că investește, el este unul dintre puțini care investește în cercetare, și unde apare frecvența gamma, când apare și ce se întâmplă, că și știm acum mai multe despre că nu este doar alfa, teta, acum este sunt multe dovești științifice, atunci el a fost un pionier. Dar acum a devenit normalitate, știi, acum este normal. Ceea ce înseamnă că în orice domeniu, când ești pionier, trebuie să-ți asumi, de fapt, că vei fi și cum se spune, contrazis, contrazis, vei fi, unii o să te aprobe, alții nu o să aprobe și așa mai departe. Da. Dar până la urmă, cred că rezultatul contează. Da. Așa cum și astăzi există fizicieni care sunt acolo, ancorați în fizică newtoniană și nu acceptă deloc sunt toți ca Nassim fizică cuantică și așa mai departe. Da? Da. Ceea ce este ok. Nu, eu nu cred că e ceva de rău sau ceva, din potriva, e bine că există. Și e bine că avem și oameni pesimiști, că atunci n-am ști că suntem optimiști. Da? Și atunci, de aia mă bucură că ai făcut, că faci, că construiești acest program, terapeutul de lângă tine, care este într-un mod mai organizat, mai structurat, fiindcă sunt foarte mulți terapeuți, între ghilimele spus, care mai de care, dar care n-au această atât de mare cunoaștere și deschidere, de fapt. Sau, pe de altă parte, sunt nevoiți să fie autodidacți și să învețe singuri multe lucruri, să caute când, de fapt, există scurtături. Da. Și este o scurtătură, nu numai pentru... Adică ceea ce faci tu nu o văd ca o scurtătură doar dacă vrei să fii terapeut, să practici așa, să-i ajuți pe ceilalți, că până la urmă vrem, nu vrem, ne naștem terapeuți, că așa e. Și două vorbe bune sunt o terapie senzațională, chiar dacă nu spune psihologul, psihiatru sau nu știu cine. E suficient că spune mama. Da, e suficient că spune mama și îți arată tata câteodată. Adică avem în noi chestia asta și implicit dacă vrei să faci tu terapie. Da. E binevenit. Știi ce îmi place la domeniul ăsta? Îmi place că am început, îmi place în sensul că cred că e una tu. Uh-huh. E bine de ținut cont. Îmi place că înțeleg unde se termină una și începe cealaltă. Care e limita uneia? Ce avantaje are una, ce avantaje alta și dezavantaje, nu numai pentru că nu există panacea universal, cum știm. Și atunci, pentru că le înțeleg într-un mod așa ca un puzzle și mi se leagă mie în cap, de fapt asta a fost și prima mea intenție când am început să scriu exerciții, că am avut la un moment dat această inspirație de a începe să, pur și simplu, mi-au venit în cap niște lucruri și am început să le scriu și să le experimentez pe mine. Și după 2 săptămâni,
sau chiar mai repede, cred că după o săptămână, deja se întâmpla ceva în viața mea mai repede ca oricând. Și mi-am dat seama că am, nu știu, cumva poate am reușit să pun mai pe aproape punctul pe ei, poate am decojit ceva mai repede, nu știu, ceva de genul ăsta. Și am spus lui Cristi, haide să ne chemăm prietenii și să experimentăm. Și așa a început totul. Am experimentat niște tehnici, pe niște exerciții, niște meditații pe cei mai apropiați dintre noi. Da. A fost wow și am zis, ok, atunci aici putem să asociem mai multe lucruri. Îmi place, de exemplu, Bert Goldman, care am învățat, chiar din cărticele, că nu mai putem să învățăm de la el, nu din mai. Nefericire. Da? Dar am învățat, de exemplu, niște tehnici pe care el spune că le-a luat din NLP, de la șaman, din tot felul de medii, cum a fost și José Silva, când s-a dus cu Rosa și au investigat, de fapt, cum s-au vindecat oamenii dintotdeauna. Exact. Nu brusc, așa, adică la origine. Medicina este ceva nou. Înainte de medicină existau alte discipline care se ocupau de sănătatea oamenilor. Da. Da, și m-am surprins că înțeleg, asta era mesajul, că înțeleg că le cuprind și că dacă nu le dau acum mai departe, ca să înțeleagă și alții puzzle-ul, parcă nu pot să merg mai departe. Și atunci, la un moment dat, pentru că asta trăiesc de ceva vreme, de câțiva ani, închid un domeniu, pur și simplu un proiect, și deschid altul. Când nu mai am ce să spun acolo, l-am închis și gata. Și mă duc către alte proiecte. Și avem proiecte. Deci așteptăm și pe ăsta să le închizi și după aceea să vedem ce mai deschizi mai departe. De ce faci excelent de bine? Asta e întrebarea cheie a acestui podcast. Da. M-am gândit la întrebarea ta pentru că am urmărit toți invitații. Nu i-am urmărit chiar pe toți, dar pe cei pe care îi cunosc și unii pe care nu-i cunosc sau nu-i cunosc atât de bine. Da. Da? Și m-am uitat cu atenție la fiecare de ce face excelent de bine și la un moment dat zic, da, ce fac eu aici? Eu mă inspir, asta din emoții, că nu știam cum o să fie lucrurile în emisiune. Da, nu examen, nu-ți dau notă. Da, avem programe noi. Oh, da. Și atunci, eu sunt sinceră. Absolut. Chiar îmi place să fiu vulnerabilă. Trag frică de toate, avem de toate. Și astăzi m-am gândit, și mă bucur că astăzi au venit lucrurile către mine, inclusiv aceste două amintiri minunate. Așa. Și uite, scrie aici că ce este Silva? Este un program internațional educativ care nu se încadrează în parapsihologie pentru că are dovești științifice. Corect. Iar Raico a spus că indiferent de răspunsul la paharul cu apă, tu să te iei după răspunsul pe care ți-l dă paharul cu apă. Da, sunt două principii importante. De ce fac eu excelent de bine? Sincer. Pentru că m-am prins cum funcționează viața la un moment dat. Așa. Asta nu e. N-am fost deșteaptă de la început. Așa. M-am făcut pe parcurs. Așa. Și m-am gândit la cum arată viața mea în urmă. Da. M-am gândit la momentul ăla, am avut niște momente dificile, să spunem, cumpăna mea în viață a fost când am pornit-o de la zero. Când de la plus infinit, da, am ajuns la zero, chiar la minus, da, împreună cu Cristi. Și atunci am întâlnit metoda Silva, exact în weekendul ăla am întâlnit metoda Silva. Da? Așa. Pentru că atunci s-au dezlegat toate, tocmai ne cunoscusem și ne-am dat seama că am ajuns la momentul potrivit. Și de la colapsul ăla, de la minusul ăla, ca să zic așa, am reclădit totul. Și deși nu a fost ușor pe parcurs, nu a fost nimic ușor, că nu este ușor, mai ales când ești în problemă, nu e ușor. Atunci, dar nu ușor. Nu, atunci tu nu știi cum e. Da. Așa. Cumva, pentru că treci peste ele, nu cumva, așa cum am învățat, când te uiți în urmă, și asta îmi place,
Asta îmi place la viață și pentru, n-aș da-o pentru nimic în lume dacă aș putea încă o dată să, când o să revin, să-mi dau seama de același lucru, asta aș vrea să-mi dau seama. Cum se așează lucrurile și de ce a trebuit să fie atât de dificil, de ce a trebuit să treci prin atâtea, ca într-un final să vină acea fericire supremă, adică acel aha, în care totul e bine, în care ajungi la mai bine, în care ajungi la excelent de bine și revelația asta, ca să zic eu, da? Pe mine mă ajută să trec prin orice provocări, pentru că eu sunt, sunt mai logică, da. Sunt mai categoric, așa, trebuie așa. Totul să fie aranjat, pentru că am multe foi și tot e cu culori. Așa. Și pentru că nu e așa, singurul lucru care mă relaxează sau mă duce mai departe este surpriza aia de la final. De ce a trebuit să... De ce? Uite, de asta, vezi ce vine acum? Da, asta, da, exact, asta și, este frumos. Asta este... Da, eu de asta sunt fericită. Da, cum mie îmi place să spun că misterioase sunt căile Domnului. Dar ideea este că dacă știi unde vrei să ajungi, doar calea după aia este, trebuie să te bucuri și sau să o descoperi. Da. Ce l-ai recomanda celor care ne privesc, care se uită și ori ne urmăresc, să facă, sau așa, un sfat, un ingredient pentru a face excelent de bine? Nici nu trebuie să mă gândesc, știu pe de rost să mediteze. Să mediteze. Orice, la oricum, matematică, la română. La matematică, la română, la ce se dă examen și la minte. Și la minte, exact. Deci meditații la minte. Dacă vor să le fie excelent de bine și din ce în ce mai bine, da, cum învățăm de la Emil Cuie, atunci cred că asta a vrut să spună José Silva, pentru că ați ca omenirea să-și descopere potențialul uman, cum poți să ți-l descoperi? Doar dacă te duci înăuntru. Da. Cum te duci înăuntru? Ai nevoie de instrumente, nu te poți duce nici cu logica, nici cu ochii deschiși. Corect. Te duci cu ochii închiși, în relaxare, cu o frecvență scăzută, ori asta e meditația. Nu orice fel de meditație, bineînțeles, metoda Silva. Pentru că aia dinamică. Suntem la baza, da. la baza tuturor meditațiilor. Exact. Și da, antrenamentului mental este metoda Silva. Și de multe ori mă uit așa în sală la cursanți și zic, mă, dar de ce zic eu asta? Că unii s-ar putea să se supere, pentru că unii meditează conform perceptelor estice, alții fac yoga, alții fac nu știu ce. Și stau și mă gândesc dacă nu cumva supăr pe cineva. Dar asta este adevărul, pentru că este singura metodă științifică și este rapidă și e duplicabilă și este transmisibilă și este în controlul tău și e natural. Exact. Și până la urmă știi cum e. José Silva, după ce a făcut toată povestea asta, a fost surprins când a venit din India un absolvent care a făcut cursul cu el și a zis, eu vreau să fiu instructor. Și unde vrei să predai? Păi în India, Doamne ferește! Ce să căutăm noi acolo? Că acolo e leagă, nu se consideră. Dar de fapt, realitatea, asta i-a spus, zice, realitatea este alta și noi avem probleme care nu pot să spun eu șefului, auzi, sunt cam stresat astăzi și lasă-mă 3 ore să stau nu știu ce meditație. Da. Și am nevoie de instrumente rapide. Exact. Așa că a nu se înțelege pe de altă parte și asta subliniez întotdeauna că una e mai bună decât cealaltă, ci când ai o șurubelniță și un ciocan și o cheie, le folosești în situații diferite, dar toate sunt niște unelte. Da? Doar când nu o să înșurubezi cu ciocanul, nu e ok. Da. Da, ci o să folosești șurubelnița, cu ciocanul să bați un cui și cu cheia o să învârți șuruburile și așa mai departe. Și cu meditația ajungem să facem excelent de bine. Și cu meditația ajungem să facem excelent de bine. Doar că de data asta nu o să medităm, ci o să te invit să meditezi așa. Să meditezi la să ce meditezi anume? Cu intenție, bineînțeles. Cu intenție și cu 3D. Să tragi bilețelul tău norocos și să ne citești în engleză, scrie, dar poți să ne traduci și în română, ce scrie pe bilețelul tău și care este mesajul zilei de astăzi. Mesajul zilei de astăzi, atunci ce e necesar să știu astăzi despre mine. Așa. Wow, o să aflăm ceva despre Anca. Da, și o să fac și legăturile. Trebuie să-mi dau jos ochelarii pentru că eu văd cu ei doar la distanță. Așa. Din apropiere n-ai nevoie. I closed my mouth and spoke to you in 100 silent ways. Rumi. Uite, superb. Chiar m-am gândit că mi-am tu vorbești... Mi-am închis gura. Tu vorbești
calm, lent și mai încet, iar eu am fost foarte entuziasmată. Super. Este lecția mea. Asta e o lecție pe care o țin. Să știi că și eu sunt câteodată cu viteză, cu... Sper că am spus lucruri interesante și utile. Asta ce fac. Asta e a ta. Asta îți rămâne ție amintire. Pe asta o să citim în comentarii. Câteodată eu vorbesc prea mult. Anca, îți mulțumesc foarte mult și chiar îmi doresc acest proiect al tău să înflorească și de ce nu să se mulțească. Nu știu, eu nu l-aș încheia, adică poate asta să fie un proiect care l-ai deschis și l-ași deschis și să se mulțească, să fie repetitiv, pentru că noi ca și ființe umane merităm să fim sănătoși și să înțelegem că sănătatea doar se manifestă prin corp, dar nu e acolo, e în altă parte. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult că ați stat până la final. Asta a fost Anca Jugănaru, o prietenă, un terapeut, un profesor, un de toate. Mama, pe de altă parte, și mama, doi copii minunați. Și uite cu un proiect foarte interesant care există și este aici în România. Până în data viitoare, aduceți-vă aminte să apăsați butonul roșu ăla de subscribe sau să te abonezi, să dai un click acolo și, bineînțeles, să împărtășești acest podcast și celelalte cu ceilalți, pentru că merită. Iar până data viitoare, ține minte să faci excelent de bine.